Bună ziua și bun regăsit! Atât de curând, după tura de la Refugiul Florei, și anume astăzi, 7 aprilie. De ce bună ziua? Pentru că este deja miezul zilei. Noi ne aflăm în gara din Breaza, Breaza Haltă mai precis, cu dorința de a ajunge la Crucea din Cornu. Ne-am propus ca astăzi să facem o drumeție urbană. De ce? Pentru că inițial ne propusesem să mergem în Piatra Mare astăzi, dar nu ne-am trezit, bineînțeles, pentru că am adormit foarte târziu, la ora 1 din noapte. La 4 și jumătate, când a sunat ceasul, nu am fost în stare să ne trezim. Și atunci, când ne-am trezit, prima întrebare a fost ce facem astăzi, unde mergem. Bineînțeles că iubitului meu soț îi vin foarte repede ideile. Bineînțeles că am și căzut de comun acord și iată-ne aici către Crucea din Cornu. Haide să vedem cum va fi, pentru că cu siguranță vă vom ține la curent. Super interesant peisajul văzut de pe această pasarelă. Iar de aici o să înceapă urcarea. Inițial, la intrarea pe așa zisul traseu, să îi spun așa, am găsit un marcaj cu bulină roșie. Marcaj pe care noi am hotărât să îl urmăm, ne întâlnim niciun local să putem pune anumite întrebări. În cele din urmă, într-o curte, am găsit un local, un domn foarte amabil, care ne-a spus că nu suntem pe marcajul corect pentru a ajunge la cruce și cu amabilitatea dumnealui ne-a îndrumat către cruce, pe traseul corect, și a trebuit să ne întoarcem și să urmăm traseul indicat de către domnul respectiv. Haideți să vedem unde ajungem și ce mai întâmpinăm pe parcurs până acolo. Momentan este bine pentru că panta de la începutul traseului pare că s-ar fi terminat pentru moment. Și admirăm aceste căsuțe, aceste curse frumoase. De ce avem aceste dileme? Pentru că, din păcate, pe harta pe care o folosim noi non-stop, adică munții noștri, din păcate, acest traseu nu apare. Așa că ne dăm un pic cu virgulă. Thank you.
și nu foarte departe, după cum probabil puteți observa, se află crucea din Cornucea la care ne dorim astăzi să ajungem. Și iată ne ajungi la obiectivul nostru de astăzi. Foarte frumos este acest loc. Extraordinar de frumos. Dar și traseul parcurs până aici. Ne-a bucurat ochii cu tot felul de priveliști superbe. Avem și băncuțe pe care ne vom relaxa. Vom zăbovi aici, preț de 10-20 de minute, să ne bucurăm de tot ceea ce ne înconjoară. Am avut ceva de urcat până aici și din păcate am mai luat-o și greșit de vreo 2 ori, dar nu pentru mult timp. Dar într-un final am ajuns. Peisajul este superb. Și așa ne dăm seama cât am putut urca. Am plecat de la cruce mai departe în căutarea unui monument foarte, foarte vechi, ridicat în cinstea eroilor din cel de-al doilea război mondial. Eu cred că acesta este din fața noastră. Să sperăm că n-am dat greș. Gheorghe 13-15-1947. Da, deci avem certitudinea că acesta este. Pare într-o stare destul de degradată, dar acel localnic cu care am vorbit în Cornul de Sus și care ne-a oferit și pontul ne spunea faptul că o să fie reabilitat în curând. Tocmai am plecat de la crucea din Cornu, de data aceasta ne ducem spre mănăstire, pentru că vrem să schimbăm traseul. Iar la gara Câmpina vom sosi după vreo 2 ore. Sunt aproximativ 9 km de mers. E clar că o să ajungem cu picioarele în plasă, dar asta e. Facem mișcare, este și frumos afară, vedem locuri noi, așa că îi dăm înainte. Frumoasa mea soție își face poză după poză. Oi. Ce? Nu este așa? Da, da. Ești frumoasă oricum, iubire. Mulțumesc. Nu ai peruce.
Am fost și la mănăstire, doar că am fost pe modul silențios. Acolo nu am vorbit deloc. Am făcut un conjurul mănăstire un pic, am tras câteva cadre. Iar acum plecăm spre Câmpina, că mai avem destul de mult de mers. Impresionant locul, este o mănăstire de măicuțe. Și destul de frumos, foarte, foarte frumos. Și aici, în Poiana Câmpina, se încheie călătoria noastră de astăzi, pot să-i spun cu mâna pe inimă călătorie, pentru că, așa cum bine știți, am pornit din Breaza, am mers în Cornul de Sus, Cornul de Jos, Câmpina și capăt de linie, să-i spun așa, Poiana Câmpina. Toate aceste localități noi le-am parcurs strict pe jos. Dar nu doar că nu ne pare rău, ci suntem foarte fericiți. Am văzut locuri extraordinar de frumoase, am văzut locuri noi înainte de orice. Sperăm din suflet să vă placă și vouă ceea ce veți vedea în filmulețul de astăzi. Până data viitoare, vă îmbrățișăm cu drag, vă transmitem toate gândurile noastre bune și nu uitați să dați like, share și subscribe. Bye, bye! Bye, bye!